Poartă acum în jurnal, omul potrivit la locul potrivit, un jandarm aflat în timpul liber la o spălătorie a reacționat imediat după ce a observat o explozie puternică ce s-a produs la o casă din apropiere. Prin acțiunea promptă a jandarmului a fost salvată viața unui bărbat de 60 de ani. Totul s-a produs în comuna priboien din județul Argeș. Imaginile de pe o cameră de supraveghere au surprins exact momentul deflagrației, dar și jandarmul care se afla la spălătorie. Deși s-a aflat în timpul său liber, acesta nu a stat mult pe gânduri și a pornit imediat să vadă ce s-a întâmplat. Intrat în casă, a descoperit că un bărbat în vârstă de 60 de ani a fost rănit în explozie și prezenta multiple arsuri pe suprafața corpului. Jandarmul l a scos rapid din casă și astfel i-a salvat viața. Bărbatul a fost preluat de către un echipaj medical și transportat la spital pentru investigații medicale amănunțite. Pompierii au sosit și ei la fața locului și au constatat că focul s-a manifestat pe o suprafață de 15 metri pătrați în camera centralei termice. Din primele informații se pare că de vină pentru explozie a fost manipularea defectuoasă a unei butelii de gaz în interiorul casei, mai exact scăpări de gaze care s-au acumulat. Jandarmul erou se numește Flavius Preda și lucrează în cadrul jandarmeriei române încă din în 2005 instituția și-a exprimat recunoștința față de curajul și devotamentul de care a dat dovadă plutonierul iar experiența sa și-a spus cuvântul